În proiectul de astăzi vom vorbi de resetarea martorului de uzură al plăcuțelor de frână la un BMW E90 fără iDrive. Mai întâi hai să vedem despre ce martor este vorba. Pornim motorul. Ne apare service on board și acesta este martorul care ne indică eroarea. Dacă apăsăm butonul BC o singură dată, acela dispare de pe bord, apoi din joystick-ul de pe mâner, dacă mergem la verificare, apăsăm butonul BC și apoi putem să rulăm. Aici ne arată că nu avem lichid de parbriz și nu avem, asta este martorul de la plăcuțele de frână. Ok, și dacă mergem apoi la service, service info. Acesta este martorul care ne indică faptul că nu avem plăcuțe de frână. Ok, pentru a reseta acest martor, în primul și în primul rând, e bine de știut că acest martor se poate reseta numai dacă senzorul de uzură a fost înlocuit. Dacă acesta nu a fost înlocuit, nu se poate reseta. Totuși, pentru a reseta acest martor, o să facem o demonstrație cum arată atunci când încercăm să resetăm dacă senzorul nu a fost înlocuit. Deci, punem cheia în contact. Punem contactul. Deci, fără să pornim motorul, nu călcăm frâna pentru a apăsa butonul Start-Stop. Ne arată martorul în bord. Așteptăm până când ora și temperatura ne este arătată în bord. Apoi, ținem apăsat butonul de aici. Și îl ținem apăsat, o să apară un triunghi portocaliu și apoi ne arată acest senzor. Mergem apoi la butonul BC, care îl apăsăm o dată și ne apare reset. Apoi ținem apăsat câteva secunde. 1, 2, 3, 4 secunde, după cum se vede, și apoi începe să reseteze. Ținem apăsat până când face resetarea și, după cum se vede, nu s-a întâmplat nimic, ne arată același lucru, numărul de kilometri. Dacă ieșim acum, de exemplu, dacă pornim mașina, și mergem la service info, la fel ne arată același lucru. Și dacă mergem la verificare, lichid de parbriz și plăcuțele de frână. Haideți să vedem cum funcționează acest senzor. Să presupunem că acesta este discul de frână. Acesta are o rotație, bineînțeles, pentru că dacă îl privim de aici, el arată cam așa ceva. Aici s-ar prinde roata, mă rog, este rotund și are 15 zone, dacă nu mă înșel. Acesta fiind discul de frână, peste el vine roata. Discul de frână este, practic el este oprit, el oprește mișcarea mașinii folosind un etrier care are o formă de U montat pe un braț fix. Acest etrier are undeva aici montat pe el un piston. Piston care este acționat de o conductă prin care vine lichidul de frână, lichidul de frână fiind în vasul lichidului de frână și mai departe. Deci când călcăm frâna, pistonul împinge în plăcuțele de frână, plăcuțe de frână care sunt aici, una aici, una aici, și plăcuța de frână, după cum se vede, formată din două bucăți, suportul materialului de fricțiune și materialul de fricțiune. Pentru o exemplificare mai bună o să-l desenăm din nou mai jos. Și deci, cum spuneam, are materialul de fricțiune. Să-l facem puțin mai mare. Materialul de fricțiune. Ok. Unul pe parte, unul pe cealaltă parte, bineînțeles, sunt de dimensiune egale. Și suportul materialului de fricțiune, care este de obicei o plăcuță metalică. Prinderea între cele două, adică fie făcută printr-un soi de nituri sau un adeziv,
lucru care ne face pe noi să folosim plăcuțele de frână nu până când ajung aici, pentru că o frecare între suportul plăcuței de frână, suportul materialului de fricțiune și disc, o să distrugă discul garantat, ci până la un 3-5 mm din materialul de fricțiune. Deci când materialul de fricțiune ajunge la un 3-5 mm față de suportul ei, ar trebui să le înlocuim, pentru că e posibil ca în zona asta să avem cine știe ce nituri sau un material care face prinderea între suportul plăcuței de frână și materialul de fricțiune care acționează frecarea cu discul și totodată oprirea acestuia. Când vine vorba de senzorul care ne spune nouă când trebuie să schimbăm plăcuțele de frână, el este montat undeva pe materialul de fricțiune, materialul de frecare de pe plăcuța de frână, iar acest senzor se uzează odată cu materialul de frecare. De exemplu, când senzorul acesta este nou, noi vedem pe bord că senzorul este nou și că putem folosi aceste plăcuțe de frână pentru 40.000 de kilometri. În timp, el se uzează și când ajunge la jumătatea vieții, probabil, să zicem că ajunge la 20.000 de kilometri, alt exemplu. Iar la un moment dat, când ajunge la 0 kilometri, de se uzează până la limita de 3-5 mm, 0 kilometri, ne transmite nou în bord acel mesaj. Și dacă exemplificăm aici senzorul plăcuței de frână, deci el se uzează în timp în funcție de materialul plăcuței de frână și când au rămas 3-5 mm sau mai mult, nu știu exact cât rămâne în cazul mașinilor de la BMW, avem acel mesaj. Acum, acest senzor are două fire care ies din el și presupun că aceste fire măsoară o rezistență. Adică, în momentul în care senzorul este nou, deci când este nou senzorul, avem o rezistență X ohmi. Iar când ajunge la jumătatea vieții, din nou o altă rezistență, X supra 2. În momentul în care ajunge la limita vieții, presupun că acesta se întrerupe, adică cele două fire ar fi conectate până aici. Și în momentul în care se uzează și ajungem aici, aceste două fire rămân practic fără a mai fi în contact. Deci rămân cum ar fi acestea, cele două fire care le-am făcut cu verde și albastru, rămân în contact. Mai sus sunt împreunate, iar mai încolo acel rezistor, care probabil e un rezistor ceramic, citește o rezistență și dă mai departe câți kilometri mai are în funcție de ce rezistență are acel rezistor ceramic. De aceea, în momentul în care aceste două fire sunt întrerupte, nu putem să resetăm indicatorul din bord, pentru că el nu recunoaște o rezistență ca noi să putem să îl putem reseta. Și varianta optimă este să înlocuim senzorul. Însă, dacă roțile sunt demontate de 2 ori pe an, cum este normal la noi în țară, o dată vara și o dată iarna, putem atunci verifica plăcuțele de frână și dacă mașina nu face foarte mulți kilometri, atunci putem să simulăm prezența senzorului de uzură al plăcuțelor de frână. Practic, tăind cablu, când am tăiat cablu, am descoperit cele două fire înăuntru și le-am unit. În momentul în care le-am unit, calculatorul a citit o rezistență sau o continuitate și atunci, în loc să vadă firele deschise și 0 km, vede o anumită valoare. Nu o să vadă valoarea maximă pentru că vede o continuitate și nu o rezistență foarte mare și, în cazul de față, o să vadă 28.000 de kilometri. 28.000 de kilometri. Dar numai că o să o vadă permanent, pentru că nu mai are cine să se uzeze. O să o vadă permanent, iar
Uzura plăcuțelor de frână o putem face noi atunci când demontăm roțile. Acum că am simulat înlocuirea senzorului de uzură al plăcuțelor, o să vedem dacă acesta s-a autoresetat. Pornim motorul. Și serviciul este încă în bord. Dacă mergem la service info, plăcuțele de frână pe față, 28.000 de kilometri. Plăcuțele de frână pe spate, 16.000 de kilometri. Deci acesta s-a autoresetat după ce am simulat înlocuirea senzorului de uzură al plăcuțelor de frână. Dacă acesta nu s-ar fi resetat automat, am fi repetat procedeul și atunci acesta s-ar fi resetat. Iar acum când pornim mașina, nu ne mai apare nimic în bord, iar acest semn de exclamare care încă a rămas aici este din cauza că avem lipsă lichid de parbriz. În momentul în care o să punem lichid de parbriz, acest semn o să dispară și nicio altă eroare sau un avertisment nu o să mai fie în bord. Cam acestea au fost informațiile care vroiam să le spun despre acest mic proiect. Sperăm că acestea vor fi de folos. Și până data viitoare, toate cele bune, numai bine și pe curând!